Hello, hello și bine ați venit. Suntem în mașină, este soare afară și cald. Am pornit aerul condiționat și ce credeți? Este prima zi de anul acesta când port sandale. Văzusem la Andreea Balaban pe Instagram o postare în care scria că e frică să nu sperie vara cu sandalele și că pășește pe vârfuri. Cam așa sunt și eu. Am văzut că în weekend o să plouă, ceea ce nu mă încântă, dar azi e soare, este cald și ne bucurăm de vremea frumoasă. Mi-am luat și un sacou la mine, că probabil mai târziu o să se facă friguț. Și haideți să vă spun și unde mergem. Mergem la Burger Party, la ambasada SUA. V-am mai spus eu de Mariciu, Marian Ionescu și Georgiana Ionescu, dar mă rog, a avut Mariciu, cred că doar pe pagina lui de Instagram, acum ceva timp o postare în care spunea că va organiza acolo un burger party și invită 70 de persoane din Ionescuadul lor, din Ionescuad, adică din urmăritorii lor. Și m-am înscris acolo și am avut norocul și bucuria de a fi selectată. A fi printre cei 70 de norocoși, că au fost câteva mii înscriși acolo, așa că ei for me. Am așteptat foarte mult ziua asta. Uitați-mă că sunt întreagă, am supraviețuit 25-ului și 30-ului. Gata, am închis anul trecut, i-am pus lăcățel. Și l-am pus la naftalină anul trecut. Acum am ajuns și eu în zilele noastre. O să am și eu câteva zile mai liniștite. Ieri a fost 30, astăzi este 31 mai. Mi-aduc aminte că este... spunând asta, îmi dau seama că este ziua unei prietene pe care o să o sun imediat ce trebuie să... ce vorbesc cu voi. La mulți ani, Doina, nu cred că mă urmărește, dar oricum la mulți ani. Ieri a fost 30, deadline-ul cu bilanțurile pentru anul anterior. Astăzi, în schimb, am avut toate chestiile pe care le-am amânat de o săptămână încoace. Așa că am muncit intens. Sunt cu rochițica, o să încerc să mă filmez și acolo. Sau să vedem cum facem, să o vedeți întreagă, că n-am apucat acasă să filmez. Voiam inițial să fac Get Ready With Me, dar hei, n-a fost timp. Avem sacoul care este nou, este de la Zara. Îl probasem și pe el weekendul trecut, dar n-am reușit să mă hotărăsc. Erau trei variante, o să încerc să vă las poze, că le-am pozat atunci. Ăsta, blomaren, același model pe alb și un altul pe roz. Astea au fost 199 de lei, ăla pe roz, cred că era 279. Încerc să vă inserez pe aici niște pozici, dacă nu le-a șters nimeni. Și nu l-am luat atunci, că nu mă hotărâsem. Și astăzi, ce credeți, că îmi trebuia sacoul acela, acesta, și n-aveam timp să mă duc să-l iau, sărăcuța de mine. Și am rugat-o pe draga de Eva, mă rog, s-a oferit ea, săraca, să se ducă să mi-l cumpere, că știam exact și ce produs vreau și ce mărime. E mega aglomerat la ora asta și am făcut o pauzică ca să pot să mă strecor și eu pe aici. Și s-a dus ea să mi-l ia din Park Lake, de la Zara. Și mulțumesc că a și filmat acolo la Zara. Deci puteți să vedeți vlogul de pe canalul ei, îl aveți în descriere. Și nu știu ce altceva să mă mai spun despre evenimentul ăla. Ăsta, hai să vă răsucesc un pic, să vedeți ce frumos se vede monumentul de aici, de la... am semaforul roșu. Ne auzim de acolo cel mai bine, că e foarte, foarte aglomerat și vreau să mă concentrez la condus. N-am putut să nu admir trandafirii frumoși de pe drum și ajuns la ambasada Americii, unde a avut loc evenimentul. M-am amestecat și eu printre invitați. Cafea de la DeLonghi, burgerii acolo pe fundal, foarte, foarte buni. Farfurii cu steagul Americii, șervețele la fel și tot felul de... filling-uri și corn, of course. În doilea rând să sărbătorim și ziua lui Mariciu, care este mâine și care primește frumoasa vârstă, zic dacă nimeresc, de 37 de ani. Da? Am nimerit? Bine. Și pentru că, na, mă
Mariciu are o comunitate foarte mișto din punctul meu de vedere, cea mai mișto comunitate din online-ul românesc și... treaba e că mi-am dorit foarte mult să fiți aici, pentru că știți voi cum bloggerii primesc toate alea și toate mocăciunile și toate invitațiile la evenimente, așa, așa, așa e. Și mi-am dorit foarte tare să fiți aici și să experimentați și voi, nu știu, și evenimentul și să ne cunoaștem și să fiți într-adevăr o comunitate, mai ales că știu că el mereu se întâlnește cu voi și aveți, aveți o relație foarte strânsă, motiv pentru care vă mulțumesc și eu că sunteți în seara asta aici. Sper că vă simțiți bine și că ați mâncat și că ați băut, pentru că vine desertul lui Mariciu. Aaaa, da, e ceva ce știu că-ți place, așa că... Eu dau 55 la toate desertul, nu fac discriminare niciodată. Bun, tortul am uitat să-l filmez, evident, dar vă garantez că a fost delicios. A venit noaptea și am plecat spre casă. Câteva ore mai târziu sunt în drum spre casă deja. A fost foarte drăguț, evident, ca de obicei nu prea am filmat de acolo, decât foarte puțin, burgerul delicios. Surpriza lui Mariciu, mă rog, surpriza pentru Mariciu, a fost un tort cheesecake, preferatul lui, foarte bun cheesecake-ul. Și la bar se puteau servi tot felul de cocktailuri. Rest, ca de obicei, la genul ăsta de evenimente, toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Eu sunt mai nouă și atunci n-am intrat în lumea asta, dar n-o să fac mare caz dintre asta, că aia e. Noi să fim sănătoși și ei să fie sănătoși. A fost pentru mine ciudățel așa să văd face-to-face atât de multe persoane pe care le știu din online. Au fost mult mai multe decât la, nu știu, alte evenimente la care am fost. Adică au fost mult mai mulți vloggeri mari, foarte mari. Nu mi-am permis să mă duc să le zic hey, hey, hello, hai să, nu știu, eu te urmăresc și mă bucur că te-am văzut, că nu aș fi avut ce să vorbesc cu ei sau ar fi fost ciudat, așa că am stat cu la masa celor singuri. Mariciu a fost foarte drăguț să organizeze o masă a celor care au venit ca și mine, single, și na, erau multe persoane la fel, nici nu știu dacă v-am spus, la un moment dat Mariciu a avut o postare prin care v-am spus și a ales multe persoane, așa cum a ales și pe mine, a ales și pe alții, nu youtuber, nu știu, random, persoane care îl urmăresc și cu care a avut diverse tangențe, probabil de-a lungul anilor. Foarte mulți vloggeri mari, foarte mari, mari și foarte mari. Pentru mine a fost ciudățel că am fost singură și nu cunoșteam pe nimeni. Am făcut acolo cunoștință cu câteva persoane, a căror companie a fost foarte drăguță, foarte plăcută. Voiam să vă spun o chestie pe care le-am spus-o și celor cu care am stat la masă în seara asta și doar unii dintre ei știau acest lucru. Teritoriul pe care se află ambasada Statelor Unite și de asemenea teritoriul oricărei țări se numește enclavă și nu este teritoriul românesc. Tocmai ce m-am întors din America, dragilor. Deci am plecat de acasă pe la 5 și un sfert și pe la 6 și 20 și 6:30 făceam, acolo e cu intrare ca la aeroport, e cu security check, intram în America, pe teritoriul sau pe toată zona unde se află ambasada Americii este enclavă și se numește teritoriu american. Așadar, so glad to be back. Sper că, nu știu, două degete sus cine știa acest lucru. Eu l-am citit acum niște ani, nu știu, nici nu mai știu unde și în ce context, și am fost atunci foarte surprinsă, deci foarte surprinsă să aflu chestia asta. Toate ambasadele
Deci bucățica aceea pe care se află o ambasada unui stat străin este teritoriul al statului acela. Dacă intrați în sediul unei ambasade, se cheamă că ați fost în țara respectivă sau ați fost pe teritoriul țării respective. Așadar, sper că v-am adus la cunoștință o noutate inedită. Este 10:10 și e încă foarte aglomerat orașul. Nu știu, orașul ăsta nu se mai eliberează niciodată în trafic. Chiar vorbeam acolo cu ceilalți că e traficul îngrozitor. Toată lumea pasionată de călătorie, evident. Am aflat tot felul de lucruri interesante de la cei care au fost, pe unde au mai fost, în diverse locuri interesante din Europa, de fapt, că nu s-a vorbit despre alte continente. Și chiar despre asta spuneam, vorbisem cu traficul, că nu știu, sunt multe, multe alte orașe, cum ar fi Barcelona, de exemplu, unde pur și simplu traficul este mega, mega lejer și toți cei care de acolo, care au fost la Barcelona, au confirmat asta, au constatat același lucru pe care l-am constatat și eu. Și în multe orașe din Italia, la fel. Nu știu de ce noi suntem în continuare așa de înțepeniți în mersul ăsta cu mașina. Și bine, nici n-avem infrastructură ca să mergem cu altceva, din păcate, dar e tristuț. Așadar, cu traficul ăsta horror la ora asta, mă duc acasă, mă demachez. Poate o să vă filmez în oglindă ținuta. Mi-am luat sacoul între timp, că s-a făcut răcoare și bine că am avut sacoul. Treaba cu sandalele, să știți că tare mă tem că am speriat deja vara, că mi-a fost răcoare la degețele. Deci chiar mi-a fost răcoare la degețele. N-ar fi fost deloc rău să am ceva care să-mi țină degețelele la căldură. Degețelele de la picioare, că astea de la mâini sunt învățatele să mai înghețe. Deci nu e chiar așa, deși termometrul mașinii acum arată 26 de grade. Să știți că la piciorușe nu prea le-am simțit acolo pe iarba verde din America. Așadar, nu plecați, fraților, fără ceva cu care să vă acoperiți și fără o șosetuță măcar. M-a amuzat mereu obiceiul ăsta românesc de a purta șosete la sandale. Nu știu cât de frig ar trebui să-mi fie ca să fac asta. Probabil la limita degerăturii ar trebui să fiu ca să-mi pun șosete în sandale. Dar nu e o idee bună să mergi cu sandale încă seara. Cam astea-s noutățile serii. N-avem planuri pentru weekendul care vine, weekendul prelungit sau mini-vacanța de 1 iunie, pentru că n-avem, așa s-a nimerit. Eu oricum n-aș fi avut nici timp, nici chef să-mi fac planuri cu toată oboseala din ultima vreme, dar vom vedea, întindem vlogul pe zilele viitoare și vedem ce ne mai rezervă weekendul ăsta prelungit. Nu știu, că ne vedem de la oglindă să vedeți ținuta așa full. Am făcut poză cu Marian și cu Georgiana. O să încerc să o inserez pe aici. Bună seara, prieteni! Sunt aici. Mă aștepta Miss Kitty. I-a fost dor de mine, evident. Întotdeauna este dor de mine. Zi, iubita, ți-a fost dor de mine? Uite ce asortate suntem. Suntem, nu? Iubire mică, am zis să filmez repede outfit-ul. Nu o să stau cu ochelarii de soare loc, dar am vrut să vedeți cât de asortat am fost și cu ochelarii. Evident, când am ajuns era soare și i-am purtat pentru prima bucată de party. Ăsta e sacou, foarte, foarte, foarte mult îmi place. Chiar e ce trebuie. Și rochia îmi place foarte mult. Mi-a plăcut imprimeul. S-a asortat cu ocazia. Zi, iubire mică, ce dorește prințesa? Prințesa sigur că vrea iubirică și vrea să mai primească niște carne. Și hai să vă arăt și machiajul.
Pentru machiajul ochilor am folosit paleta asta, Hello New York. Aha, ha, normal că dacă am fost în America, normal că am folosit paleta Hello New York de la Essence, care îmi place foarte mult și pe care mi-am dorit-o mult și abia am găsit-o, am căutat-o nespus. Și am folosit un pic din ăsta și un pic din ăsta și un pic din ăsta. Iar rimelul este acesta, Euphoric Featherlight False Lash Mascara. Albăstrel, dar albăstrel bine. Hai să vedeți un pic cât de albastră e culoarea de pe pensulă. Dacă mă descurc eu să scot ăsta fără să mă umplu de câzmâz, așa ceva. Ce ziceți? Kitty face urât. Ăsta îmi place mult de tot pentru vară și chiar vi-l recomand. Vineri, de 1 iunie, n-am făcut nimic deosebit, am lenevit în casă, iar pe seară am ieșit la masă cu bebelușii și... Na, e ziua copilului și trebuia sărbătorită. Am sărbătorit-o cu Uzo. Dacă n-am ajuns nici la mare, nici în Grecia, ne-am dus la Nikos Greek Taverna. Știți că ne place aici. Bun, Uzo, bun. Am reușit să-i stic și story-ul Evei, dar sper că m-a iertat. Aici l-am stricat că i-am albit Uzo-ul înainte să-și facă story. Și mâncarea. Astea sunt niște sardine care au fost absolut delicioase. Delicios a fost felul în care erau condimentate. Eva și-a luat gyros în bacon sau niște frigărui, salată și lipiile astea grecești foarte bune. Cum altfel decât cu tzatzike. Papadopoulos. Așa am zis eu. Un coloc? Periferia tiki-tiki. Bună dimineața! Sunt și eu aici, mă vedeți mai puțin. Avem o pisică răsfățată. Ce vrei, iubirică? Oh, ce faci tu acolo? Ce faci, iubițel, acolo? Ești bine învelită? Zi, iubițel. Cine e mică și răsfățată aici? Cine? Nu! Vrei să te las în pace, să stai să te răsfeți, nu? Bine, hai că te las. Haide, să te învelim mai bine. Așa. Avem colețel drăguțel de pe Vitamix. Avem două produse pentru soare. Hai să văd cum fac să-l desfac o singură mână, că n-am mai adus niciun trepied. Iar pe partea cealaltă, ce credeți că e scrisă adresa, pe care n-aș vrea să o vedeți, chiar cu toții. Nu că nu v-aș invita pe la mine, dar mă sunați înainte, că așa e frumos. Avem multe bule și cele două produse, mai avem și scoci, ca să nu mă descurc cu o mână, vai cât scoci avem, o să o desfac așa românește, nu vrea de niciun fel. Le-am extras așa pe o parte, avem așa un ulei de protecție solară cu măsline și migdale, ei formică, îmi place foarte mult mirosul de migdale, aroma, factorul de protecție este 20, nu foarte ridicat, dar fix ce am eu nevoie și avem și un spray răcoritor după plajă cu aloe vera. Pe ăsta o să-l lăsăm acasă și îl folosim la întoarcere, după duș. Pe ăsta îl folosim tot după duș, la plecare, și îl luăm și cu noi. A fost și soare, a fost și nouă. Dar important este că am folosit protecție solară. Aceasta de la Zana. Să sperăm că sunt ok. A fost și soare mai devreme și am stat la soare. E destul de liniște aici, uman. Dar e gălăgie de asta, de pe lac. Nu știu cine se ceartă acolo. Vezi că stă clopoțele din față? Da, ce? La ce se uită? La cioroi?
N-am mai făcut de mult timp un clip de slow living, știu că vă plăceau. Îmi propusesem la începutul anului să am câte unul lunar, dar a venit agitația peste mine. Mă bucur totuși că măcar din când în când reușesc să opresc timpul și să mă bucur de natură, de păsări, de zgomotul acestora și de un petic de apă în care se oglindește atât de frumos cerul. Trăind în București, văd foarte rar cerul, mai rar decât mi-aș dori. Și orice ieșire e o ocazie de a mă reconecta cu natura. Am găsit și maci. Dacă mă urmăriți și pe Instagram, am postat și acolo poze cu maci. Atât de frumos se văd cu cerul ăsta, chiar dacă este ușor înnorat. Contrastul este spectaculos întotdeauna. Voi găsiți timp să admirați verdele, cerul sau un petec de apă așa cum am făcut-o eu astăzi? Sper că da, că altfel ar fi păcat să nu vă bucurați de toată natura asta care a reînviat. La plecare am găsit-o și pe dumnea ei cu ochii ăștia albaștri, la fel ca și cerul. Și bineînțeles că abia aștepta să fie mângâiată draga de ea. Să știți că aici la Belciugatele este și o piscină, piscina Elisa, care s-a deschis, dar n-am verificat apa, însă nu cred că este prea caldă, având în vedere că noaptea sunt doar 12-13 grade. În orice caz, locul este foarte îngrijit și foarte drăguț, așa că dacă sunteți interesați, e relativ aproape de București și, nu știu, nouă cel puțin zona ne place și venim cu mare drag aici. Ne mai bucurăm de cer și de nori și de soarele care încearcă să-i străpungă și pe drumul la întoarcere spre București. Încă nu e aglomerat autostrada, probabil jumătate din populația Bucureștiului este plecată la mare sau la munte. Dar ne bucurăm din plin de orașul liber. Mă rog, ne-am bucurat stând în casă mai mult, să știți. Tare greu mi-a fost să țin șirul zilelor ăstora. Sâmbătă am tras o fugă tot aici, lângă București. Am plecat spre Mogoșoaia. De la noi de acasă sunt 20 și ceva de kilometri din centrul Bucureștiului, ar fi 15. Foarte îngrijită și plină de verdeață zona asta din partea de nord a Bucureștiului, ieșirea spre Chitila sau spre Mogoșoaia. Palatul ne-a surprins foarte plăcut. Turnul acesta a fost construit ca și construcție de pază pe la 1700-1600 și zona este absolut minunată. Palatul a fost
construit de familia Brâncoveanu, care pe la 1600 și ceva a început să cumpere teren în zonă de la boierul Mogoș. De fapt, numele palatului Mogoșoaia provine de la văduva boierului Mogoș, căreia îi se spunea chiar așa, Mogoșoaia. De-a lungul timpului, palatul a tot fost cucerit, cotropit de otomani, redobândit de familia Brâncoveanu. Și după ce aceasta a fost executată în 1714 la Constantinopol, otomanii l-au transformat în han și a fost recumpărat de domnitorul Ștefan Cantacuzino, acesta revenind apoi banului Constantin Brâncoveanu, nepotul acestui domnitor, rămânând în posesia acestei familii din nou. După moartea banului Brâncoveanu, palatul a rămas în moștenire fiicei sale adoptive, Zoe Mavrocordat, care ulterior s-a căsătorit cu domnitorul Gheorghe Bibescu și astfel palatul a trecut în proprietatea familiei Bibescu și a fost administrat în continuare de numeroși domni Bibescu. Principele George Bibescu, născut la București la 14 martie 1834, fiul lui George Demetrie Bibescu, domnitor al Țarei Românești, ales de popor pe viață și al Zoiei Mavrocordat, principesa Basarab Brâncoveanu, elev al școlelor din Seit, nu știu ce, din Franța, cred, a făcut campania din Mexic, dar din ordinul de zi pe armată la bătălia de Cumbres în 1862. Ne-am mai plimbat pe aleile pietruite, pe malul lacului și nu numai, să știți că aici găsiți o pădurice destul de deasă. Ne-am așezat pe o bancă aici, în pădure, și am citit pe internet despre acest domn Bibescu, care a făcut parte din legiunea străină și care, vă citisem mai devreme, că a luptat în războiul împotriva Mexicului și, mă rog, istoria asta a umanității a fost un război continuu. Acest domn Bibescu făcea parte din armata franceză, se pare, și a luat parte la atacurile pe care le-au dus francezii asupra Mexicului de cucerire și de recucerire. Au fost numeroase lupte duse de francezi sau de spanioli împotriva mexicanilor. Dar haideți să lăsăm istoria. Aceasta este sera palatului, care din păcate nu are plante în acest moment. Ne-am bucurat foarte tare de vizită și o să revenim cu siguranță curând aici ca să mai savurăm o zi liniștită. Probabil este mult mai aglomerat în weekendurile normale. Acum a fost un weekend anormal, cu tot Bucureștiul plecat în afară. După cum vedeți, și traficul este extrem de lejer. Doar turiști veniți să viziteze Casa Poporului în zona asta de la Unirii. Și mergem acasă. Cam asta a fost weekendul. Ne așteaptă Kitty, care este foarte, foarte, foarte interesată de, ghiciți ce, cordonul de la rochița mea. S-a răsfățat și ea. Noi am mai stat la televizor și cam asta a fost ziua. O să închei aici vlogul acesta și de mâine începem vlog nou, vedem ce o să mai facem. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă mai aștept!